această săptămână o blochez pe Iuliana pentru faptul că și ea îl blochează mereu pe Valentin. Se ia mereu de el. Am văzut că zicea într-un subiect că cui pe cui să scoate, nu l-a blocat. Vlad se cam a avut o discuție cu Valentin și de acolo a pornit cu blocările, nu pentru că l-ar place, că ei au avut la început, atunci au avut în... N-am mers, asta a fost. Am să o blochez pe Delia pentru că Ștefan e într-un cuplu și ea la fel și ei comunică cel mai puțin. În această săptămână o să blochez pe Iuliana din cauza partenerului ei sau iubitului ei, că nu se înțelege bine cu Alexandru, numai din acest motiv. Eu cred că Vlăduț nu înțelege unele glume care se fac băiețește cu toții și de aici încep problemele sau... Eu știu, și când vorbește de problemele lor din casă, el le ia altfel decât ceilalți. În această săptămână voi bloca pe Elena pentru a avea mai multă încredere în iubitul ei. În această săptămână vreau să blochez pe Antonia. Oricum fiecare acum are cuplu și s-a alăturat de partenerul lui. Săptămâna aceasta pentru fiul meu Cristian o blochez pe Elena, în ciuda faptului că aș fi avut toate motivele să o blochez pe Antonia. Și asta și fac acest lucru pentru că am văzut lipsa de fair play a Antoniei la task-ul puterii, acel task-ul funia. Și prin extrapolare pot să mă gândesc că aceeași atitudine ar avea și față de mine dacă m-aș împăca cu ea. Din ceea ce simt, pentru moment, împăcarea cu Antonia se lasă încă așteptată, pentru că îmi dau seama că atât eu cât și ea nu suntem pregătite. Consider că ceea ce ne arată Antonia în această emisiune nu este ceea ce pare. Și cu atât mai mult eu, ca mamă, simt că ceea ce vrea ea să demonstreze prin sentimentele pe care le-ar avea față de Cristian nu sunt tocmai cele reale și spontane. Și în cazul lui Cristian, ca mamă, din totdeauna, chiar dacă i-am spus să stea departe de foc, atât eu cât și tatăl lui, acesta a preferat să se ardă și, din proprie experiență, să-și dobândească lecțiile de viață. Doamna Daniela, cu dumneavoastră o să vreau să vorbesc. Mimează Antonia iubirea față de Cristian? Asta ați vrut să spuneți? Mie mi-a lăsat impresia că ea mimează cam mult. Și mimează foarte multe lucruri pe care și le-a dorit să le arate în această emisiune. Și adică are o cu totul și cu totul altă față? Cam așa. Aș putea să vă dau un exemplu. Când am fost la Capricii și a fost vorba despre gătit și a afirmat că nu a gătit niciodată, dar ulterior a spus că da, îmi place să gătesc pentru prieteni, pentru familie. În casă. Deci cum se împacă cele două? Că eu le văd antagonice. Da, Antonia. Am gătit în casă, în casa mireasa. Și că nu-mi place să gătesc decât dacă gătesc pentru cineva drag. Atât. Mare antagonie. Asta este limba română, interpretabilă. Ne dă șansa să reparăm ceea ce gafăm inițial. Da. Ați ales totuși să nu o blocați pe Antonia, deși v-ați fi dorit să faceți lucrul ăsta? Nu cred că ar fi ajutat în vreun fel. Dar v-ați fi dorit să faceți asta? Nu, nu. N-aș fi făcut lucrul acesta. Și am avut mult de...
Nici nu știu ce cuvânt să folosesc pentru a nu fi... Ați avut mult de tras, o spun eu? Nu, e vorba de o cumpătare. De o cumpătare și de... Ați făcut doi pași în spate? Exact, din dorința de bine, de înțelegere. Din dorința de bine și de înțelegere, dar nu credeți în această înțelegere? Ea vine odată cu înțelepciunea. Și poate amândouă avem nevoie de ceva mai mult în sensul acesta. E adevărat, dar dumneavoastră sunteți cea experimentată de viață. Poate că dumneavoastră ar trebui să fiți cea care dirijează dialogul și cea care inițiază dialogul. De acord cu dumneavoastră, dar vedeți că întotdeauna când e vorba de dialog ai nevoie de două persoane. Și Antonia nu este partener de dialog? Un dialog din poziția de victimă și de agresor eu nu mi-aș dori. Ce e extraordinar, Cristian? Asta spuneai pe material în timp ce descoperei ce a declarat mama ta la testimonial. Păi ce să vă zic? O vrăjeală totală. O vrăjeală totală? Sunt plictisit până peste cap. Te plictisesc afirmațiile mamei tale? Da. De ce? Maxim. Și irevocabil. Lipsă de fair play. De ce? Să ne amintim, draga mea mamă, că te-ai bucurat maxim că n-am câștigat eu cu Antonia task-ul. Maxim te-ai bucurat. Să ne amintim că la fiecare task stai sus pe scări acolo și te uiți urât la noi doi când concurăm. Unul pentru altul să câștigăm. Toate mamele suntem acolo, Cristian. Faci o manipulare maximă și o manipulare care pe mine, crede-mă, că mă lasă rece și altceva nu mai am de adăugat. Asta faci. Da? Ești egoistă în același timp și te gândești numai la binele tău. Da? Nu ai respect deloc față de mine. Deloc nu ai respect față de mine. Da? Și de alegerile mele. Iar în calitate de părinte, ar trebui să stai un pic să analizezi greșelile tale pe care le faci tu. Nu să vezi greșelile mele, pentru că ai zis că sunt imatur, și nu să vezi și să enumeri atâtea greșeli pe care le face Antonia. Dragilor, cu siguranță veți avea timp să discutați despre toate aceste lucruri în Casa Mireasa. E clar că mărul discordiei a fost mușcat și aveți multe de discutat. Din păcate, situația este departe de a fi detensionată.